cafea și ne începem săptămâna, bineînțeles. Ce faceți, prieteni? Sper că ați avut un weekend plăcut. Haideți să vedem ce se mai întâmplat în lume între timp. Da? Noi am fost, ne-am relaxat una alta, sâmbătă, duminică. Astăzi din nou știri. Haideți să vedem. Începem cu ceva mai relaxat. Știți că Mark Zuckerberg a fost la un podcast cu Joe Rogan. Podcast de vreo 3 ore și ceva, care e destul de rar pentru el. El, dacă ați observat, cam evită chestiile astea, interviurile, în special în format lung. Și a spus acolo niște chestii, a dezvăluit și niște lucruri despre viața lui personală, cum că este pasionat de MMA. Când te uiți așa la el, te gândești, băi, nu pare genul de MMA, dar aparent este. Și a postat un video cum se bate el acolo cu un prieten, pam, 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 și McGregor a zis că da, este legit. Deci dacă McGregor i-a dat acceptul, putem merge mai departe. Elon Musk a avut un interviu cu Crypto, ceva despre lumea Crypto. Și ce s-a întâmplat? A fost spart canalul de YouTube al guvernului din Coreea de Sud, pentru a pune acel interviu cu Elon Musk pe canal. Și în ultimele două săptămâni, mai multe canale, trei canale din guvernul Coreei de Sud au fost hackuite. Vă dați seama genul de risc pe care îl iei, adică să spargi un canal de YouTube al unui guvern. Da, în principiu al guvernului tău, că nu cred că s-au gândit indienii să hackuiască canalul de YouTube a sudcoreenilor. Deci probabil un sudcorean a făcut chestia asta. Să spargi canalul de YouTube al guvernului pentru a posta un video care oricum era pe internet, dar nu e ceva leaked, ai rupt tu informația în două pe care trebuia să o afle guvernul, pentru a posta ceva pe YouTube. Și uite, așa poți obține un dosar penal și poate chiar niște ani în pușcărie, nu știu exact cum este legislația în Coreea de Sud, dar probabil nu sunt foarte încântați de acest lucru. Adică unii oameni chiar nu au ce face. Și dacă toți suntem în zona asta de hackeri, ce credeți că s-a mai întâmplat? Dacă ar fi să pariați așa că un hacker a furat niște bani, de unde credeți că a mai furat el bani? Din cripto, bineînțeles că din cripto. Și ce s-a întâmplat? S-a organizat o licitație cu NFT-uri în scopuri din astea umanitare și aparent actorul Bill Murray a venit și a scos un NFT pentru licitație și cum ar veni oamenii să-l cumpere. Și cumva s-au accesat fondurile acestui actor, Bill Murray, și s-au furat $185,000, după care acesta a fost compensat pentru furt și așa mai departe. Dar ideea este că lucrul acesta s-a întâmplat și nu știu dacă este problemă cu securitatea platformei, cu securitatea oamenilor individuale, adică își dau parolele peste tot pentru că tot dispar fondurile astea, dar cred că și platformele și-ar putea îmbunătăți puțin securitatea, pentru că vedem din ce în ce mai multe știri de genul ăsta. Deci dacă ar fi să vorbim despre cripto doar, în fiecare săptămână găsim o știre din asta. S-au furat nu știu milioane, nu știu sute de mii, nu știu zeci de mii, lucrurile astea care sunt și anunțate în presă. Probabil sunt și unii de care nu știm nimic. Mergem puțin la Trump, că tot este cu Zuckerberg. Și am zis, băi, mi-ar plăcea să avem un președinte ca și Trump. Nu mi-ar plăcea pentru lucrurile pe care le-a făcut. Băi, dar ar fi atât de amuzant. Deci ar fi atât de amuzant. Știu că acum voi a sărit. Nu este amuzant deloc. Mai bine să avem un președinte din ăsta foarte serios. Sunt de acord cu voi, dar ar fi amuzant. Nu ar fi amuzant. Deci haideți să vă spun ce a spus Trump săptămâna asta. Deci el nu mai este președinte, da? De mult timp. Și a spus așa, că s-a întâlnit cu Mark Zuckerberg la Casa Albă, nu știu ce mai căuta el la Casa Albă, și citez. Last week, the weirdo, he's a weirdo, Mark Zuckerberg came to White House, kissed my ass all night. În român ar fi, săptămâna trecută, ciudatul, pentru că este un ciudat, Mark Zuckerberg a venit la Casa Albă și m-a pupat în fund toată noaptea. Deci cum să zic așa, a fost un președinte. Ai, cât de amuzant este Trump. Și aparent este supărat pe Zuckerberg pentru că a avut un caz în timpul alegerilor, a apărut o problemă cu un laptop, laptopul lui Hunter Biden. Hunter Biden, care este fiul lui Joe Biden, care este acum președinte. Ei, și ce a fost? A fost o problemă cu un laptop care aparent avea niște informații legate de corupție, ceva cu Ucraina și cum că acesta ar fi fost corupt și ar fi avut legături cu alte țări unde nu ar fi trebuit. În fine, era o problemă destul de mare de media și legală, bineînțeles. Ei, în momentul în care a apărut acest scandal, Facebook-ul a oprit informația pentru că au zis că, bun, dacă informația asta nu este adevărată, va influența alegerile și poate Biden va pierde. Din ce a zis Zuckerberg la interviul cu Rogan, a spus că ei nu decid chestiile astea. Au un fel de firmă separată, un third party, care ia aceste decizii. Zic că se uită pe, au niște fact checkeri, practic, care sunt verificați de stat, de SUA. Și aceștia au spus, da, domnule, în urma informațiilor pe care le avem, informația asta cu laptopul este una falsă, așa că nu o mai promovați, nu o mai lăsați să fie distribuită și a fost, practic, îngropată, să zicem așa. Nu a fost interzisă, dar a fost îngropată de Facebook. Ei, ce s-a întâmplat după asta?
aparent informația cu laptopul era de fapt adevărată. Și Facebook-ul a influențat într-adevăr alegerile, pentru că dacă sunt doi candidați care sunt la limită, da, și iese o știre cum că fiul unui candidat este implicat în corupție ilegală cu Ucraina ceva, și Facebook-ul are puterea asta de a ascunde sau de a promova această informație. Deci clar a jucat un rol foarte important și având în vedere că la ei alegerile tot timpul sunt la limită, adică decid câțiva oameni, practic, nu câțiva la propriu, dar este o diferență foarte, foarte mică. Și de asta Donald Trump este supărat pe Mark Zuckerberg, pentru că practic l-a costat cam alegerile. Adică dacă informația aceea ar fi ieșit și s-ar fi făcut mare tam-tam pe ea, nu știm ce s-ar fi întâmplat, adică este cu dus întors, ar fi putut câștiga el încă o dată, nu se știe. Știți că am vorbit săptămâna trecută, că avem un român care a lucrat la un motor sau la, nu, la câteva motoare, că avea mai multe motoare, la o parte din motoare a lucrat în mod direct și avem un român care ne reprezintă la NASA. S-a anulat lansarea pentru că era o problemă cu motor. Sper că nu este la cel la care lucra românul nostru, pentru că, na, chiar dacă ar fi, măcar să nu află. Și acum au anulat complet. Adică au zis că avem niște probleme, ceva era în neregulă cu o temperatură, amânăm, după care nu mai amânăm, anulăm cu totul, ne auzim altă dată. Și următoarea misiune, practic, către lună s-ar putea să fie în octombrie. Haideți să vorbim un pic despre viitorul României. Vreți? Ce spuneți despre chestia asta? Pentru că viitorul României se află în tineri, tinerii de astăzi. Și o parte din formarea acestor tineri este constituită de școli, da? Este în școală. Și școala începe cu reguli noi. Schimbările din anul școlar 2022-2023 avem așa. Dispartezele, semestrele și apar 5 vacanțe. Și avem și un alt sistem pentru note. Deci un sistem mai lejer, aș putea spune eu, nu? Dacă e la prima vedere. Văzusem o declarație a domnului Ciucă cum că vor să ducă sistemul de învățământ românesc la un nivel de top. Nu știu dacă ăsta este un prim pas bun. Dar, na. Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari încep de luni, 5 septembrie, cursurile anului școlar, 17.000 de unități, bam, bam, bam. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci, anul acesta, părinții au acces neîngrădit în unitățile de învățământ, la festivitățile de începere a anului școlar, a precizat ministrul educației. Ok, avem astea cu COVID-ul, de ce era obligatoriu, acum sunt recomandări. Avem 5 vacanțe, bineînțeles că vacanțele nu erau de ajuns. Avem școala altfel și săptămâna verde. Programul național școala altfel și săptămâna verde se desfășoară în 27, mă rog, în intervalul de 5 zile consecutive lucrătoare, a cărui planificare se află la decizia unității de învățământ. Dar nu știu ce e săptămâna verde. Școala altfel știu, am prins și eu școala altfel. Era, cred că când am fost eu între 12, era primul an când s-a introdus școala altfel și noi n-am făcut nimic, am făcut școală, practic. Și noi râdeam că e școala la fel. De fapt, nu era nimic altfel. Odată desființate semestrele, au fost desființate și tezele. Dar de ce au desființat semestrele, oare? Nu știu la ce ajutau semestrele, adică diferența era că ce? Că îți împărțea notele în semestru 1, semestru 2 și făceai media și așa ai unul singur și faci media, în fine. Au fost desființate și tezele. Erau și grele, ce-i drept. Și tocmai de aceea, o noutate absolută a acestui an este sistemul de notare. La fiecare materie, profesorul va decide numărul de note pe care îl va acorda, dar trebuie să țină seama de regula N plus 3, N fiind numărul de ore pe săptămână la respectiva materie. Numărul minim de note acordate elevului la un modul din cele 5 este de 2. Păi și n-am înțeles, adică până acum erau tot 2 și acum are profesorul libertatea de a pune mai multe, până acum nu avea, adică dacă un profesor voia să spună 4 note, n-avea voie. În fine, dar nu v-am povestit. V-am povestit că eu am avut o profesoară de engleză care mi-a pus 9 note, 10 note am avut la limba engleză. Deci în clasa 8-a aveam o profesoară de engleză care bătea băieții. Deci avea o problemă cu băieții și îi bătea la propriu, adică nu. Și eu am zis că nu merge cu bătaia și ne-a scos în fața clasei toți băieți. Ba, și hai să ne batem. Practic așa era. Era o doamnă foarte bătrână, trebuia să iasă la pensie de vreo 10 ani și nu ieșea. Și ne-a scos în fața clasei și a zis că și acum vă bat. Adică așa era, nu era nimic că am greșit cu ceva sau nu. Acum erau partea cu bătaia. Și a început și a întors inelele și dădea palme și era pac, 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 pac. Și ajunge la mine și eu nu știu cum m-am ferit și am pus așa mâna, ceva de genul ăsta. Și a dat, nu știu cum, în mâna mea, vă dați seama, încheietură de 75 de ani, s-a sclântit ceva. Și s-a supărat pe mine și n-a zis nimic. Ok, mergeți la loc, Ruja, ești la tablă. Am ieșit la tablă în fiecare oră din acel moment și îmi făcea faze din astea. Îmi dădea o culegere de propoziții, cum era, trebuia să faci propoziții, nu mai știu. Îmi dădea o culegere de propoziții și îmi spunea, ai tabla respectivă, fă-mi 40 de propoziții. Ok, și eu mă apucam. Pam, 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 scriam 15 sau 20. Scriam 20 de propoziții și spuneam, puteți verifica, vă rog frumos, pentru că
nu mai am loc pe tablă. Face, păi nu, eu ți-am zis că ai tabla respectivă pentru 40 de propoziții. Tu ai scris 20, ia să vedem. 20, da, sunt toate corecte. 5, du-te la loc. Și așa m-a ținut tot liceu. Și mai făcea și mișto. M-a ascultat în fiecare oră și la vreo, nu știu, câteva ore, deja aveam vreo 6 note. Face, hai că doar știi că n-ai suficiente note. Hai doar știi că nu te-am mai ascultat de mult. Ba, mă mai scoteam. Și am avut maximul de note, practic. Ea mi-ar fi pus mai multe, dar nu mai era loc în rubrica mea de la catalog. Deci se poate și mai rău, să știți, copii. Elevii nu mai pot fi exmatriculați. Păi, da, de ce? O modificare importantă care va intra în vigoare din acest nou an școlar este eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor. Deci nu se mai dau elevi afară. Nu se mai dau teze. În schimb, ce mi se pare bun, într-adevăr, măsura asta este bună, admiterea la liceu se va face fără media dintre clasele 5-8. Pentru că media niciodată nu era corectă. Eu țin minte când am intrat la liceu, în funcție de ce școală generală ești, dacă o școală generală este mai bună și mai severă, automat vei avea o medie mai mică. Spre deosebire de unii colegi care poate vin de la țară, dintr-o zonă unde dacă stai în clasă ai 9 deja și dacă reușești să deschizi gura ai 10, acolo veneau cu medie mai mare. De exemplu, eu când am trecut în general în liceu, am avut, cred că, 3 sferturi din colegii mei erau de la țară. Aparent, liceul economic nu era foarte popular pentru orășeni. Și eu veneam de la o școală destul de bine cotată și noi aveam note destul de mici, să zic așa, adică nu eram cu 10 pe linie să fie avut. Aveam gen 9, 8, 50, 9, 9, 50, în fine. Și la liceu venise, de exemplu, cu medie 10 la engleză pe tot anul, eu având 9 note la engleză, venise cu 10 media tot anul. Și ei nu știau un cuvânt în engleză. Și am zis, măi, dar de ce aveți voi 10 toți la engleză? Și am zis, păi așa era la noi. Dacă intrai la oră, era 9 și dacă cumpărai manualul, era 10. Și era, a, ok, am înțeles acum. Și mie asta nu mi s-a părut corect niciodată, pentru că până la urmă nu intri pe experiența pe care ai avut-o la liceu, la generală, intri pe ce știi. Și se dă acel test, cât știi, cât e, atât e, știți cum se spune. Așa, mergem mai departe, la economia României puțin, nu? Și la forța de muncă. Și avem așa, culesul viilor merge greu. Proprietarii se plâng că tinerii nu mai vor 150 de lei pe zi. Mai șomează, mai pe lângă umbră, nu prea se înfig. Ce termen, înfig, când vorbești despre muncă. Tu ce faci, muncești? Nu prea mă înfig. Da, în fine, și este exact cât spune titlul, atâta e și știrea. Adică, deci cei care au culturi cu vie și așa, caută oameni să le culeagă. Și oamenii care culegeau înainte, aparent au îmbătrânit și nu mai au forță de muncă, iar tinerii nu vor să muncească pe 150 de lei pe zi, pentru că este prea puțin. Sunt locuri unde au și deficit de 40-50 de muncitori și nu reușesc să angajeze oameni. Pe 150 de lei pe zi, mie nu mi se pare chiar puțin. Adică nu știu care mai este, să zicem, cota de muncă pentru lucrători la zi, dar având în vedere că minimul pe economie este 1500 de lei, cred că atât îți iese, vreo 1500 de lei, net vorbind, tu să câștigi 10% din minimul pe economie într-o zi de muncă, este ok, nu? Zic, nu mi se pare rău. Și tot la noi avem o veste mai negativă, fermierii își vând vitele sau le sacrifică, furajele sunt scumpe, iar laptele se dă pe mai nimic, deși la raft ajunge la 10 lei litrul. Băi, și de fiecare dată este problema asta. Am mai vorbit cu cineva, tot așa, am un prieten care are o fermă și mi-a explicat chestia asta și eu îi spuneam, băi, da, acum ar trebui să fie mai bine, nu? Pentru că s-a scumpit laptele. Și eu zic, da, dar noi câștigăm tot la fel. Adică supermarketul câștigă cel mai bine. Muncitorii, fermierii, în general, slăbuți. Adică chiar slăbuți, oamenii se chinuie cu marje foarte, foarte mici. Uite, să vă dau un exemplu. Deci acest domn din articol spune așa, deci cu paie să facem producție de 18-20 de litri, dar costul actual de furaje pe litru de lapte ar fi undeva la 3,40 lei, ceea ce pe noi ne bagă în faliment. Și domnul de mai jos spune așa, deci Daniel Frei deține o fermă de 160 de vaci și este președintele unei asociații de crescători din satul mare. Și spune, o să avem de plătit facturi de 10, 12, 14.000 de lei în fermă, ca să producem laptele. Păi nu luăm atâția bani pe lapte și o să fim nevoiți la un moment dat să închidem și noi, că nu poți să mergi un an de zile pe minus. Păi uitați diferența. Deci uitați diferența la încasări. Nu știu dacă asta este peste tot, dar un acest domn producător spune așa, îți dă un leu și ceva pe litru. Păi dacă pe tine te costă 3,40 lei costul de furaje pe litru și tu încasezi un leu și ceva pe litru, nu e pont. Nu? Și vine cu o propunere destul de interesantă. Mi s-ar părea foarte corect ca pe prețul laptelui la raft să fie afișat care este prețul plătit fermierului, care este prețul plătit procesatorului și prețul final de vânzare, ca să vadă consumatorul fiecare verigă cât câștigă. Din 10 lei la raft, undeva 2,50 lei, 3 lei este prețul plătit fermierului. A, deci nu este un leu, cât spune.
Deci undeva la 3 lei în condițiile în care tu ai cheltuieli mult mai mari. Este o perioadă foarte bună și vedeți, aici spuneam că ar trebui să se implice într-un fel sau altul statul. Statul, de exemplu, în Polonia face acest lucru, ajută foarte mult fermierii, ajută foarte mult producătorii și de asta reușesc să scoată produse foarte competitive pe piață, de asta reușesc polonezii să exporte foarte mult peste tot în Europa, pentru că producția este încurajată. Dacă la noi oamenii se gândesc, păi am vaci și le vând, este clar o problemă, nu? Este clar o problemă undeva în stat, pentru că statul poate reglementa chestiile acestea și te gândești, domnule, avem un sector de producție, la noi agricultura și fermele și în general, este un sector destul de important, pentru că nu producem foarte multe alte chestii. În opinia mea ar trebui chiar încurajate mult mai mult aceste activități. Adică, băi, dacă crești o roșie, crești o vacă să dea lapte, crești găini și așa mai departe, hai să facem într-un fel sau altul încât să fii profitabil cât de cât. Adică nu spune nimeni să se îmbogățească acum, să le dea laptele cu 15 lei, să plătească fermierul sau eu știu. Da, adică încât să fie diferență foarte mare, dar măcar să aibă un profit sustenabil încât să-și poată crească și menține o afacere. Hai să vedem cum poate fi redus consumul de energie în casă, astfel încât să vă încadrați în nou plafon cu preț compensat. Uitați-vă articol aici, inutil. Am intrat pe acest articol cu gândul că este inutil și exact așa a fost. Știți cum puteți reduce consumul curentului în casă? Utilizând mai puține lucruri care consumă curent. Exact asta spune articolul. Deci nu este nimic, adică nu pui ceva la spatele frigiderului, consumă mai puțin, intri, programezi, reprogramezi aerul condiționat, consumă mai puțin? Nu. Deci exact asta spune. Dacă vreți să consumați mai puțin, cum ar fi, de exemplu, să nu vă mai spălați rufele atât de des sau să nu mai folosiți cuptorul cu microunde. Până la urmă, urmei, mai mănânci și rece de câteva ori și uite așa te încadrezi în noua plafonare. A, și interesați-vă exact pe hidroelectrica. Dacă încă mai au și se mai fac contracte, mă voi muta și eu, dar știu că am început demersurile să mă mut și eu la hidroelectrică, au preț mult mai bun decât ceilalți provider de electricitate. Cam asta este pe astăzi, am început destul de mixt așa, vreau pe mâine să continuăm ceva mai mult economic, mai mult business, mai mult bursă, mai mult investiții, chestii din astea serioase, dar am zis că luni să fie puțin mai relaxat, mai vorbim și despre știri mai diverse. După cum probabil știți deja, de marți până vineri, la fiecare zi la 7 dimineața va exista acest news. Luni nu este dimineața, este în timpul zilei când reușim. Sâmbătă și duminică ceva educație financiară din experiență și așa mai departe, vloguri sau poate altceva pe partea asta de business. Și cam asta este, prieteni. Sper că v-a plăcut. După cum am zis, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!